Uitați-vă la tablă și fiți atenți! Când valoarea acestei variabile... Oh. Eu nu m-aș plictisi așa la ore! Aș găsi ceva de făcut! Nu dorm? Hei, trezește-te! Ascultă-l pe slime-ul ăla! Da! Nu puteți să inventați ceva interesant? Ce? Putem face orice! Și o să-ți demonstrăm asta chiar acum! Mă îndoiesc! Nimeni nu e mai creativ ca mine! Mai vedem noi! Fii atent! Să ne apucăm de treabă! Să vedem ce avem noi pe aici. Aha! Ha! Să începem cu chestia asta. În ce am putea să o transformăm? Hei, Jack, prinde! Mă ocup acum. O să-l desenăm pe profesorul Rick pe chestia asta. Și peruca lui Sam de mai devreme o să fie reperul meu pentru coafura faimoasă a profesorului. Zac! Zac! Profesorul nostru are nevoie și de niște urechi. Ce serios e! Gata și ochii! Cu cât sunt mai mari, cu atât vede mai bine! Câteva detalii în plus și totul e gata! Stați! Nu o să reziste mult așa! Hai să coacem totul cu super lanterna asta! E viu! Viu! Deci, ce avem noi aici? S-a uscat și s-a întărit totul! A ieșit grozav! Acum e timpul să trecem la colorat! Obținem un ric real și ușor nebun! O să fixez totul cu lac lucios și e gata! Deci, cine se mai plictisește la ore acum? Nu-i așa că e o capodoperă? Ura! Suntem cei mai tari! Ați fost prinși! Vreau să știu chiar acum cine face experimente chimice aici! Ha? Văd totul! Nu s-a întâmplat nimic aici! Vântul ăsta mă suflă! E totul în regulă! Niciun experiment chimic, vedeți? Noi doar scriem în caiete! Și ăsta e doar un suport pentru pixuri! N-am făcut nimic rău, serios! Da? Poate că ceața aia chiar venea de afară! Bine, dar sunt cu ochii pe voi! Iu, a fost cât pe ce? Hei, vreți să vedeți ce am inventat? Uitați care e șmecheria! O să pictăm piesele astea în culori stridente! Încă unele! Țac! Și acum o să lipim piesele pe o suprafață potrivită! Uitați, trebuie să manevrați cu grijă pistolul de lipit! Hai să ne grăbim puțin! Pac! O să acoperim cu un capac și cutia noastră pentru capsă e gata! Ce să fac cu asta? De fapt, capacul sticlei o să completeze locul final! La fix! Ce faci? Avem un spion aici! Stai pe loc! Hei, dă-mi drumul! Libertate pentru Super Slime! Ok, ok, ieși! Dar fă liniște sau o să te vadă profesoara! Acum agrafele noastre o să stea într-un singur loc! Pe bune? Doar nu crezi că cineva o să încerce să le fure! Țac! Hei, ce vrei să spui? Ce e zgomotul ăla? Ești la oră, tinere? Da, scuze! Vreți o agrafă? Puteți să luați câteva! O agrafă? Nu, n-am nevoie de ea acum! Și faceți liniște! Poftim? Nu pricep!
Am o idee despre cum să transformăm un marker. Să o facem în stilul Pickle Rick. Și fața e gata. Ia uitați! Vedeți? E un marker verde. Foarte practic. Dar n-am terminat încă. Hai să colorăm tot obiectul cu vopsele acrilice. Acum hai să-l testăm. Profa o să fie uimită. Stai să văd! Hei, vreau să mai adaug câteva detalii aici! A fost util markerul ăsta! Hei! Hei, dă-mi-l înapoi! Dar eu desenez mai bine! Dă-mi-l mie! Nu! E al meu! Ce? Ce faceți? Încetați imediat! Ops, scuze, nu am profa! Vrut. Sunt incredibil de isteț și șiret! Nici gând! Victoria va fi a noastră! O să-ți demonstrăm asta chiar acum! Guma de șters e prea mare! Hai să o micșorăm! Așa! Acum putem să o prindem în capătul creionului! Hai să punem niște folie de aluminiu! O înfășurăm așa! Mâinile și picioarele sunt deja pregătite. Grăbim procesul! Hai să-l pictăm acum și ne putem elibera prietenul. Îi creăm fața. Ce tare! Deci, Sammy, îi faci față ăstuia? Ce se întâmplă acolo? Jucăriile nu sunt permise la oră. Nu știai asta? Nu e o jucărie, e un elev nou. Ben Sylvester, vedeți? Să nu-l mai scoți! Oh. Ce amuzant! Un elev nou! Am înțeles. Gata cu jucăriile. O să-l strâng. Nu fi trist, amice. Am o idee. Și am și covorașul ăsta. Ia uite! Oh! Mai întâi trebuie să-l acoperim cu un strat de vopsea acrilică. Hai să transformăm imaginea asta, pac, și gata! E atât de flexibil! Hai! Ce placă de surf grozavă! Woohoo! Hei, unde a dispărut? Oh? Ah, ce covoraș grozav! O să-l păstrez drept pedeapsă pentru tine! Poftim? Oh, nu! Stai liniștit, frate, mai am și alte idei! Ce plăcut se simte mousepad-ul ăsta, e grozav! Ah, ce comod! Voi doi, faceți liniște! Hei, Jack! Ia uite ce pistol șmecher am făcut! Super! Da! Acum o să-i arătăm lui Sam cine e șeful aici! Haide! Nu o să mă prindeți! Încercați dacă îndrăzniți! Ce se întâmplă? De ce nu sunteți în băncile voastre? Nu se întâmplă nimic! Eu mă duc să șterg tabla! Uitați! O să o fac frumoasă și strălucitoare într-o clipă! O să vedeți! Bine, bine! Dă-mi chestia aia! Și acum du-te la locul tău! Cât pe ce? Poftim? Ce faci, amice? Stai o secundă! Am nevoie de asta! Gata! Aici o să ne ținem toate pixurile, creioanele și markerele! Plumbus ne ușurează viața! Îi punem capacul și nimeni nu o să ne găsească lucrurile. Wow! A ieșit grozav! Ești un geniu! Ce faceți aici? Nimic special, doamna! Atunci ce e chestia asta? O cutie pentru pixuri și alte mici obiecte. Ajutor! Ajutați-mă, e ușor, ce? Despre ce vorbește? Hei, uite! Ce scârbos! Eu l-am pus acolo, sunt atât de isteț.
Și totuși, noi suntem mai cool ca tine. Uite ce de chestii am făcut, nu-i așa? Da, hai să ne admirăm capodoperele. Deci, Sam, o să mai spui că suntem plictisitori? Nu, dar o să iau obiectul ăsta drept de spăgubire. Hei, dă-mi-l înapoi, de ce? Nu ne-am înțeles așa. Pleacă! Dar... noi am câștigat concursul de creativitate. Ce se întâmplă aici? De ce mi-ați folosit personajul fără voia mea? M-au crezut, eu sunt cea mai creativă de aici și o să iau toate creațiile astea. Am mare nevoie de ele! Pa, pa!